Fermierii se vor confrunta în 2023 cu monitorizarea mai strictă a folosirii pesticidelor printr-un program finanțat de Banca Mondială. Digitalizarea agriculturii poate fi un instrument important pentru reducerea volumelor de pesticide folosite în agricultură. Noul plan național al României pentru agricultură a fost aprobat de Comisia Europeană, iar în acesta agricultura digitală ocupă un rol important. Tineri fermieri, care continuă afacerile părinților, au constituit un grup de lucru pentru promovarea digitalizării în ferme. Tineri fermieri specializați în fermele părinților au devenit promotori ai agriculturii digitalizate. Și nu doar atât, i-au explicat ministrului Tanțoș Barna că prin digitalizarea agriculturii se poate reduce impactul asupra mediului. George, ești băiat de fermier, fiu de fermier? Da, sunt fiu de fermier, tatăl meu, mai precis, a înființat ferma. Unde este ferma? Ferma se află în județul Galați, în comuna Fundeni. Ce suprafață administrați, lucrați? În momentul ăsta lucrăm aproximativ 400 de hectare, din care 200 sunt irigabile. Digitalizarea în ferma mea înseamnă un mod de a colecta datele de care am eu nevoie ca să pot să iau decizii pe viitor, decizii de investiții și să îmi eficientizez activitățile de zi cu zi. Mai concret, înseamnă o aplicație cu care pot să văd hărți multispectrale din satelit, prin care eu pot să-mi observ terenul în timp aproape real și pot identifica dacă într-o anumită solă sunt probleme la o cultură, dacă am prea multe buruieni, și de asemenea o aplicație făcută de mine, un fișier Excel cu formule, prin care eu pot să contorizez toate costurile, veniturile și profitul la final. În privința irigațiilor, înțeleg că și acolo folosești digitalizarea. Este în plan să folosesc digitalizarea acolo. Deocamdată eu m-am concentrat pe modernizarea sistemului de irigații din comună, a OAI-ului, o organizație utilizatorilor de apă pentru irigații, și dispunem de un pivot, un hipodrom și o rampă plutitoare care pot fi digitalizate. Iar soluțiile de digitalizare acolo reprezintă un interes foarte mare, mai ales că energia de a pompa apa în momentul acesta este extrem de costisitoare, iar noi trebuie să reducem utilizarea apei cât mai mult posibil ca să putem să o punem acolo unde trebuie, cât trebuie. Digitalizarea este singura opțiune pentru a atinge eficiență și productivitate în fermă. Cum? Prin precizie. Cred că zona asta de tehnologie este singura opțiune pentru agricultura românească să supraviețuiască și să atingă alte cote. Noi avem implementat un sistem de gestiune cu privire la ciclul de producție al animalelor. Este chiar o aplicație pe care am dezvoltat-o. Și da, ne-a ajutat să știm exact ceea ce se întâmplă cu privire la starea de sănătate a animalelor, ciclul de producție al acestora, cantitatea de lapte produs și totul raportat la perioada de lactație a bovinelor. Digitalizarea și-a dovedit deja eficiența și în fermele legumicole. Părinții mei au o fermă zootehnică și vegetală, producem cartofi pe lângă astea și în paralel eu am un business care se ocupă cu dronele agricole, dronele pulverizat și cele pentru analiza multispectrală a culturii. Cu ajutorul dronelor putem să monitorizăm culturile, putem să ne dăm seama de problemele plantelor înainte ca efectul direct să se vadă cu ochiul, cu ochiul liber. Apoi putem să intervenim cu dronele pentru pulverizat. Avem drone care sunt capabile să erbicideze, să aplice tratamente fitosanitare, îngrășăminte foliare, chiar și să împrăștie semințe sau îngrășăminte granulare. Prin aplicarea digitalizării folosind dronele, ai observat, să zicem, o scădere a costurilor? Da, asta este unul dintre avantajele aplicării cu drona.
ne gândim la combustibil, ne gândim la forța de muncă de care avem nevoie, ne gândim la apă, chiar dacă nu sunt costuri foarte mari pe apă, e vorba de, nu știu, protecția mediului, să zic, unde am făcut niște calcule, anul ăsta am reușit să economisim 2 milioane de litri de apă. Mi se pare foarte mult pentru zona asta de agricultură și mai ales prețul de achiziție este de 10 ori mai ieftin decât unei auto propulsate, de exemplu. Agricultura românească, precum cea europeană, are nevoie de un suflu nou în fermele existente. Fără sprijin pentru a rentabiliza fermele și pentru a-i atrage pe tineri în rural, acolo unde se produce hrana, viitorul agriculturii este incert. Așa că tinerii fermieri promovează acum introducerea în nomenclatorul de profesii a unei meserii noi de specialist în informatică agricolă. În lipsa unor tehnicieni competenți, fermierii români irosesc un potențial deosebit de important. Toate utilajele și echipamentele noi cumpărate de fermieri în ultimii ani sunt predotate cu funcții de digitalizare performante, însă puțin le folosesc. Motivul nu are expertiză tehnică necesară, iar tehnicieni competenți sunt greu de găsit. De asemenea, dotările existente în ferme în prezent pot fi amplificate cu câteva investiții accesibile de ordinul miilor de euro, cum ar fi un software de farm management sau un sistem de gestionare a flotei, investiții pe care fermierii de asemenea ezită să le facă în lipsă de know-how și de tehnicieni. Soluția pentru combaterea acestui deficit este evidentă. Avem nevoie să calificăm resurse umane în domeniul digitalizării fermelor. Agricultura are însă un impact major asupra mediului, iar digitalizarea poate ajuta la diminuarea acestuia. Cu siguranță, agricultura de precizie va salva habitate, va salva specii, va salva apele care astăzi sunt infestate în România. Stăm foarte, foarte prost la capitolul nitriți, nitrați în apele subterane și supraterane. Avem inclusiv proceduri de infringement. Din această cauză am stabilit lunile trecute un nou program cu Banca Mondială exact pe pesticide și pe consolidarea suportului instituțional pentru managementul pesticidelor în România. Sistemul instituțional este șubred, acesta este adevărul. Monitorizarea și trasabilitatea pesticidelor lasă de dorit. Și vom implementa împreună cu Banca Mondială un program cumva similar cu cel al platformelor de gunoi de graj, unde Banca Mondială va veni cu asistență tehnică și analiză comparative cu alte sisteme din alte țări pe trasabilitate și modul de gestionare a pesticidelor și vom asigura și un suport instituțional la nivelul agențiilor fitosanitare, cum se numesc acum, astfel încât, pe de o parte, instituțiile județene să aibă o imagine de ansamblu acestor cantități, tipuri, utilizarea substanțelor, iar fermierii să beneficieze cumva de un know-how care de foarte multe ori lipsește la nivelul fermei și începând cu anul viitor, dacă martie la ședința de bord a Băncii Mondiale din martie se aprobă proiectul, atunci începând de anul viitor, din iulie, începe implementarea acestui program. Vorbeați de poluarea cu nitriți nitrați apelor subterane, aveți un studiu în sensul acesta de impact? Da, sunt studii care sunt obligatorii de făcut, sunt hărți cu privire la impactul asupra apelor la nivel de comună, la nivel de localitate, la nivel de județ. România nu stă bine din acest punct de vedere și tocmai de aceea orice soluție de digitalizare și de reducerea impactului asupra apelor de agricultură de precizie care reduce cantitatea de azot care ajunge în apă este binevenită. Avem inclusiv în PNRR măsuri prin care încercăm să reducem efectul folosirii substanțelor nutritive astfel încât ele să fie folosite cu pătat și în echilibru cu mediul. Avem un buget de peste 200 de milioane de euro pentru a finanța fermele și autoritățile locale în încercarea de a gestiona gunoiul de grajd.
ducem practic mai departe proiectul făcut cu Banca Mondială. Și în fermele mici și în gospodărire, în GP-uri, trebuie să ai asigurată gestionarea gunoiului de graj, astfel încât din acel morman, din acel gunoi de graj, nitrații, nitrații să nu se infiltreze în apele subterane sau în apele supraterane.